Cehia este unul dintre cei mai mari consumatori de vinuri moldovenești. Anual țara importă circa 10 milioane de litri de vin. Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, Cehia este cel mai mare importator de vinuri din Moldova. Importăm anual în jur de 10 milioane de litri atât în vrac cât și în sticle, a subliniat ambasadorul Republicii Cehia în Republica Moldova, Jaromir Kvapil, într-un interviu pentru agenția Infotag. Jaromir Kvapil a menționat că la moment volumul operațiilor comerciale dintre cele două țări este de 80 de milioane de euro anual al importurile din Cehia în Republica Moldova depășind exporturile moldovenești în Cehia. Totodată, el a subliniat că Cehia ar putea ajuta Republica Moldova și în procesul de irigare în agricultură la epurarea apelor uzate și decontaminarea solului poluat.